Poliția a declanșat o anchetă la Râmnicu Vâlcea după ce 5 kg de substanță ce pare a fi mercur a fost găsită într-o ghenă. Anchetatorii au izolat zona până ce au recuperat toată cantitatea de mercur, iar acum încearcă să afle de unde provine. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea, biroul Arme Explozive și Substanțe Periculoase și cei de la ISU s-au deplasat la fața locului, fiind ridicată cantitatea de aproximativ 5 kg de substanță de către lucrătorii ISU. În continuare sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de produse sau substanțe toxice, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 359 alineatul 1 din Codul Penal, precizează IPJ Vâlcea. Polițiștii din Vâlcea încă nu au aflat de unde provine mercurul aruncat la gunoi.